În mașina ta există 5 componente foarte importante care trebuie verificate și schimbate frecvent. În următoarele momente o să-ți spun care sunt acestea și când trebuie schimbate. Vreau să menționez că orice piesă din mașină trebuie schimbată în funcție de recomandările producătorului. Următoarele valori sunt orientative. Se recomandă verificarea și schimbarea plăcuților de frână între 30 și 50.000 de kilometri. Discurile de frână din față trebuie schimbate între 30 și 40.000 de kilometri, iar cele din spate pot rezista între 50 și 60.000 de kilometri. Bujiile cu scânteie trebuie schimbate între 30 și 60.000 de kilometri, iar bujiile incandescente trebuie schimbate la fiecare 100.000 de kilometri. De obicei, înlocuirea filtrelor de aer se face între 10.000 și 30.000 de kilometri, iar schimbarea filtrelor de ulei se face între 5.000 și 8.000 de kilometri. Verificarea și înlocuirea curelei de transmisie se face odată la aproximativ 60 sau 100.000 de kilometri. Tu când ți-ai verificat sau schimbat aceste componente din mașină?